În cursul dimineții de 13 noiembrie a avut loc un accident rutier pe drumul Național 3, la kilometru 54 pe raza localității, ștefănești județul călăraș, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. Din accident au rezultat trei victime. La fața locului s-au deplasat echipajele de poliție, smurt și descarcerare. Circulația rutieră în zonă a fost temporar întreruptă.